Din septembrie 2019 și iunie 2020, de pe timpul mandatului Chitic, există 50 de locații în Piatra Neamț în care au fost instalate aparate de fitness stradal. Ele au costat peste 300.000 de lei și în acest moment, recunoaște toată lumea, pot fi considerate adevărate zone în care există posibilitatea unor accidente. Echipamentele acestea sunt pentru copii peste 12 ani și normal ei nu au voie ăștia mici pe sub 12 ani și consider că peste 12 ani sunt destul de responsabili, deși ar trebui să fie covorile la mai moale și am eu grijă de el, normal că nu este în siguranță dacă ar fi singur. Aparatele au fost prinse în plăci de beton de 4 metri pe 4, cu o grosime de 12 cm, fără ca deasupra să fie asigurate cu un strat de material protector. Firma de la care au fost achiziționate și care le-a și instalat, prin glasul directorului tehnic Mihai Maxim, ne-a declarat că am atras atenția beneficiarului că ar trebui finalizate lucrările și că peste beton ar trebui cât mai repede pus tartan pentru a preveni accidente nedorite. Acest lucru nu s-a întâmplat. Toate aparatele au fost amplasate în zone cu spații verzi, nu sunt construcții demontabile, acestea fiind motivele pentru care primăria ar fi trebuit să obțină autorizații de construire de la propriile servicii specializate. Funcționarii instituției s-au oprit însă la nivelul certificatului de urbanism, încălcând în acest fel legea. Mai interesează pe cineva acest lucru?